cei mai cruzi lideri din istoria Rusiei. De la țarii corupți, la bolșevicii încetați de sânge, și până la Vladimir Putin, Rusia nu a dus lipsă de lideri cu adevărat răi. Dar cât de răi erau ei de fapt? Vă salut, prieteni, și bine ați revenit! Astăzi vă voi spune, foarte pe scurt, povestele a patru dintre cei mai cruzi oameni din istoria Rusiei. Dacă există un lucru asupra căruia oamenii de știință din Rusia pot fi de acord, aceasta este calitatea proastă a conducerii care a afectat țara încă de la începuturile sale. Deși unii ar fi putut deveni victimele postume ale zonurilor exagerate sau ale propagandei politice, alții au fost cu mult mai cruzi decât am putea crede. Oameni precum Ana Ivanovna, supranumită regina de gheasa Rusiei, și Lavrenti Beria, cel care a fost șeful poliției secrete a lui Stalin, continuă să provoace teamă în inimile oamenilor. O glumă populară dintre studenții americani care se specializează în studii slave este că puteți rezuma aproape întreaga istorie a Rusiei spunând că lucrurile au mers din rău în mai rău. Este o simplitate excesivă, ignorând perioadele importante de pace și prosperitate în care arta, cultura și comerțul rusesc au putut înflori. În același timp, pare să existe un adevăr de bază în această glumă care a rezistat timpului. După cum a spus politologul rus Vladimir Gelman într-un articol din anul 2010 pe care l-a scris pentru Ridle, practic, toți analiștii și observatorii Rusiei de astăzi, indiferent de inclinațiile lor politice, tind să fie de acord cu privire la calitatea proastă a guvernării țării. De la țarii care au impus respect în virtutea descendenței lor, mai degrabă decât a caracterului lor, până la bolșevicii încetați de sânge, care au folosit idealurile comuniste pentru câștig personal, Rusia nu a dus lipsă de lideri care au lăsat țara într-o stare mult mai rea decât au găsit-o. În următoarea prezentare vom arunca o privire mai atentă asupra unora dintre aceste personaje. Cu toate acestea, țineți cont. Atunci când auziți despre aceste personaje, este important să priviți poveștile lor cu un ochi critic. Unii ar fi putut deveni subiectul unor zonuri exagerate postum, alții victime ale campaniilor de propagandă, iar alții au fost mult mai cruzi decât au crezut istoricii. De asemenea, noi am inclus în mod intenționat în această listă pe Vladimir Ilich Lenin, pe Iosif Vissarionovich Stalin și pe Vladimir Putin, ale căror crime împotriva umanității sunt bine cunoscute. Primul lider despre care vă voi vorbi în această prezentare este Ivan cel Groaznic, cel care a fost primul țar al Rusiei și care a domnit între anii 1530 și 1584. La fel ca toți liderii de pe această listă, Ivan a fost ales conducător al Rusiei la vârstă fragedă de un consiliu de politicieni care au crezut în mod eronat că îl vor putea controla. În timp ce cuvântul teribil se dovedește a fi un termen exact, cuvântul nu avea aceeași conotație negativă când Ivan era în viață. Atunci, teribil însemna formidabil sau inspirat. Asta nu înseamnă că nu era groaznic. În anul 1652, țarul și armatele sale au asediat Kazanul. Asediul a durat aproape o săptămână, în parte din cauza tacticii lui Ivan. El trăgea în ceapă prizonierii tătari și punea în jurul zidurilor orașului, astfel încât tovarășii lor să le poată auzi strigătele agonizante pentru a se preda. Mânia lui Ivan nu s-a limitat doar la câmpul de luptă sau în domeniul politicii. Potrivit unei povești populare, el l-a orbit pe arhitectul care a proiectat catedrala Sfântul Vasile, astfel încât să nu mai poată crea niciodată ceva atât de frumos. Pe lângă toate acestea, și-a auzit și nepotul nenăscut, bătându-l pe mama acestuia până când aceasta a avortat, și apoi și-a ucis propriul fiu în momentul în care el s-a plâns de acest lucru. Al doilea lider, extrem de crud în această prezentare, este Ana Ivanovna, supranumită Regina Gheții. Ea a domnit între anii 1693 și 1740, în timp ce Ana Ivanovna era respectată pentru modernizarea și europenizarea Rusiei, gelozia extremă și temperamentul ei răzbunător au lăsat o imagine negativă asupra moștenirii ei. Aceste două efecte ale ei au provenit parțial din viața ei amoroasă, mai puțin norocoasă, care a luat o întorsătură din răul mai rău atunci când soțul ei, ducele de Cortland, era bolnav și a murit în timp ce călătoreau spre casă după propria lor nuntă. Considerându-se o picitoare expertă,
Ana s-a interesat de aranjarea căsătoriilor între membrii curții sale și devenea foarte revoltată atunci când aceștia nu o implicau în viața lor sexuală. Când unul dintre prinții ei, Mihail Golishtin, s-a întors din Italia, după ce s-a îndrăgostit de o fată catolică italiană, Ana l-a depășit de averea și titlurile sale și l-a făcut noului sclav. Într-o serie de evenimente, întâlnite de obicei doar în romanele fantastice, Ivanovna i-a găsit lui Golishtin o nouă mireasă și a organizat o nuntă extravagantă care a avut loc în interiorul unui palat făcut în întregime din gheață, la dimensiuni naturale, gheața fiind adusă de pe marurile înghețate ale râului Neva. După o paradă ceremonială, care a fost condusă de un elefant asiatic, cuplul a fost înlănțuit în paturile lor de gheață. Ar fi înghețat până când mureau, dacă soția lui Golishtin nu ar fi reușit să schimbe colierul de perle pe care le-a primit de la țarină cu una dintre mantiile de blană ale gardianului. Împotriva tuturor pronosticurilor, cei doi au supraviețuit nopții și, potrivit unui număr mare de istorici, au ales să rămână împreună. Ivanovna a murit în toamna următoare, după ce și-a petrecut vara anterioară, urmărindu-și palatul de gheață, cum se topea în bătaia soarelui. Al treilea lider din această listă este Trofim Lichenko. El a trăit între anii 1898 și 1976. De la distanță, viața lui Lichenko pare o poveste simplă de succes. Născut ca un țăran ucrainean sărac, needucat, care nu a învățat să citească, decât la vârsta de 13 ani, a murit în calitate de director al Institutului de Genetică de la Academia de Științe din Novosibirsk, unde sarcina lui era să consolideze politicile agricole ale Uniunii Sovietice, în conformitate cu ultimele cercetări din domeniul biologiei. Ceea ce nu este clar în această poveste este faptul că Lichenko nu a ajuns să obțină această poziție prestigioasă și extrem de importantă datorită aptitudinilor sau cunoștințelor sale. În schimb, el a fost selectat aleatoriu de către stat în efortul de a promova oamenii medii în poziții de conducere care în țările capitaliste erau rezervate doar elitei instruite. Inutil să spun că această politică a sfârșit catastrofal. Nu numai că Lichenko nu știa nimic despre biologie, dar conceptele științifice pe care le înțelegea au fost modelate mai degrabă de ideologia politică decât de cercetările imparțiale, inclusiv de credința conform căreia plantele, la fel ca poporul sovietic, ar putea crește și mai înalte dacă sunt expuse la stimuli potriviți. Această credință era contrară principiilor testate și adevărate ale geneticii, care spun foarte clar despre creșterea culturilor că poate fi manipulată doar prin reproducere selectivă. Asta nu înseamnă însă că Lichenko a fost o victimă nevinovată a îndoctrinării. L-a închis pe geneticianul mendelian Nicolae Vavilov, iar politicile sale părtinitoare au dus la înfumetare a milioane de ruși. Ultimul lider despre care vă voi vorbi astăzi este Leventi Beria, supranumit și Himmlerul lui Stalin. El a trăit între anii 1899 și 1953. Leventi Beria, pe care Iosif Stalin l-a prezentat odată lui Hitler drept Himmlerul nostru, era șeful Comisariatului Poporului pentru Afaceri Interne, altfel cunoscut sub numele de NKVD. În timpul celui de-al doilea război mondial, teama de agenții secreți a lui Beria a ținut o țară în pragul distrugerii și a predării către invadatorii naziști. Pentru aceasta, Beria a plătit un preț pe care puțini ar fi dispus să îl plătească. Pe front, soldații care au pus sub semnul întrebării deciziile militare ale lui Stalin au fost deportați în gulaguri. În acest șir de sisteme penitenciare, situate în periferia înghețată a Siberiei și construite sub conducerea lui Vladimir Lenin, ei petreceau între 5 și 10 ani, făcând muncă forțată. Măsurile lui Beria au depășit în mod constant justificările politice, chiar după standardele terorii roșii. Când naziștii au invadat Polonia în anul 1939, sovieticii, care semnaseră cu ei un pact de neagresiune cu o săptămână înainte, au venit și ei. La ordinul lui Beria, NKVD-ul a ucis până la 22.000 de membri ai armatei și burgheziei poloneze. Deși Beria aproape a succedat lui Stalin după moartea sa, el a fost în cele din urmă alăturat de Nikita Hrușov. Astăzi, el nu este amintit doar ca un ucigaș în masă, ci și ca un violator în serie. Potrivit gărzilor sale de corp, el a demenat de obicei tinerele în coroacul lui, iar înainte le oferea un buchet la intrare. Dacă acceptau, sexul era considerat consensual.
Dacă nu acceptau, erau arestate. Aici i-a sfârșit povestea de astăzi. Vă mulțumesc tuturor celor care ați urmărit cu interes acest documentar. Aștept propunerile dumneavoastră la rubrica de comentarii. Voi pregăti în continuare documentare despre istorie, știință și alte subiecte interesante. Nu uitați să vă abonați la acest canal, să dați like și să distribuiți documentarul. Pe curând!